O declarație politică interesantă a fostului președinte Traian Băsescu, făcută recent. Domnul președinte spunea că trei dintre oamenii din echipa sa i-au arestat pe ceilalți trei. Numele le dădea explicit, se referea aici la domnul Georgescu, doamna Udrea, doamna Bica, în calitate de arestați. Pe cealaltă parte, printre cei evocați, domnul Coldea, doamna Căveși. Cum vi se pare, domnule Atanasiu, declarația aceasta? Mi se pare, la un moment disperat, de asta un moment disperat și vă spun de ce. Este anormal într-o țară democratică să ne spui că tu ai avut o echipă care trebuie să lucreze unul pentru altul, să se apere unul pe Ca altul, mușchetarii. să se salveze unul pe altul și așa mai departe, să se pice toți împreună. Nu, aceștia erau niște șefi de instituție într-un stat democratic și care fiecare avea răspunderea personală pentru faptele sale și nu o răspundere colectivă de echipă, de clan sau de altceva. Faptul că domnul Băsescu este foarte trist că unii dintre oamenii pe care el a promovat sunt într-o situație neplăcută de a fi cercetați pentru fapte penale, nu justifică această revoltă a dânsului și această, nu știu, tragere de urechi sau cum să o numesc, pentru cei care nu au făcut fapte penale și și-au permis să constate că alții au făcut. Nu, nu e normal să procedeze așa. E un discurs întors cu 180 de grade al lui Traian Băsescu de acum câteva luni, care ne-a explicat despre statul de drept și reforma statului și justiția care în România a început să-și facă treaba. Acum am înțeles că justiția era bună în România, că își face treaba cu unii și nu și-o făcea cu ai lui. Ei, justiția trebuie să-și facă treaba indiferent de cine este în cercetare și Traian Băsescu trebuie să înțeleagă că deja devine doar un comic vestit al ecranelor, atrage audiență doar așa ca să-l mai vedem, dar nu mai are credibilitate. Cel mai bine ar fi să rămână în istoria și memoria României ca un președinte al României, să nu mai facă declarații neinspirate, să-și plimbe nepoții în parc, să iasă la pensie, că am înțeles că și-a deja pensia și e bine.